Legislativul local al comunei de Lendi din județul Iași are un nou consilier local. Este vorba despre Dumitru Pop, următorul de pe lista de supleanți din partea PSD. Funcția a fost vacantă după ce fostul consilier, Coteanu Catrinel Sorin Gheorghe, a demisionat în luna martie din motive personale. Având în vedere și ținând seama de demisia domnului Coteanu și hotărârea Consiliului Local 32 din 2022 privind luarea act de demisia domnului Coteanu și vacandarea postului, am înaintat documentația necesară către judecătoria Hârlău, unde a fost emisă încheierea numărul 4/2022 din 11 aprilie 2022, care dispune: admite cererea introdusă de către petenții Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei de Lendi și Secretarul General UAT Comuna de Lendi. Constată că a încetat prin demisie mandatul de consilier local pentru domnul Coteanu Catrinel Sorin Gheorghe în calitate de consilier local al Comunei de Lendi, județul Iași. Validează mandatul de consilier local supleant în cadrul Consiliului Local al Comunei de Lendi, județul Iași, pentru domnul Pop Dumitru, având cerințe din partea Partidului Social Democrat. Depunerea jurământului a avut loc în ședința ordinară din data de 28 aprilie. Așa, după cum prevede legislația, o să-l rugăm pe domnul consilier, sau viitor consilier, domnul Pop Dumitru, să depună jurământul. Vă rog, domnul Pop. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorii Comunei de Lendi. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă felicit și vă doresc succes la activitate alături de noi. Așa se ne rugăm. În momentul de față, legislativul din Comuna de Lendi este format din 17 membri, 13 din partea PNL, 3 de la PSD și 1 de la PMP.